Bună ziua! Eu sunt Anesia și bun venit la un nou filmuleț pe canalul meu de YouTube. Știți că v-am promis în uh, filmulețul anterior cu acest obi că voi face uh, partea a doua, partea a treia și celelalte părți până o să termin obiul. Păi acum o să încep să fac din nou acest obi. Am ajuns la stage-ul 120 și o să continui cu voi astăzi. A zis, asta este un obi foarte ușor. Știu că în filmulețul anterior nu m-ați auzit foarte bine uneori. Dar vă promit că acum mă veți auzi. Este super mega ușor obiul ăsta. Nu înțeleg de ce e așa ușor. Uh, cred că va trebui să aleg unul dintre cele două. Îl aleg pe ăsta. Huh. Dacă aș fi mers pe ăsta, ce s ar fi întâmplat? Nimic! Ce ușor e obiul ăsta! Nu pot să cred că e așa ușor! Ups! Oh my gosh! Oh my gosh! Ah, da, am căzut! Foarte ciudat că la obiul ăsta, când cădeți pe o chestie de-asta de jos, adică pe un alt stage, nu muriți, știți? Adică puteți să mergeți așa, sus, sus, sus să treceți de toate astea și n ați murit, știți? Ia să fac mai stage-ul ăsta odată. Dar nu, vreau să mor ca să mă întorc la stage-ul meu. Uh, da, sunt din nou aici. Trebuie să fiu atentă la obiurile astea. Nu știu, dar vreau să vă vorbesc despre o chestie. Știți jocul Piggy? Mă gândesc că toată lumea îl știe jocul Piggy dacă vă jucați pe Roblox, normal. Mapa Piggy cred că aproape toată lumea o știe și v-ați jucat pe ea sigur va pare recomandate sigur vă apare, n -are cum să nu vă apară Upsi, oh my god, am trecut prin toate ele, n-am mai rămas blocată pe undeva, ce tare Ops, uh, da, trebuie să trec de chestiile astea, asta e puțin mai greu Oh, oh Dar eu tot cad, bine, nu o să mai cad, vă promit Adică încerc să nu mai cad Uite așa, perfect, am trecut de cea roz, mai urmează cea galbenă, se mișcă foarte încet Oh my gosh, ce aproape a fost! Bine, mai am puțin aici. Gata! Am trecut și acest stage. La cifra 28 este cu 8, cum îi place prietenei mele cea mai bună lună. Alitea. Alitea. Uh, uh. Oh my gosh, ce-am căzut de deci e prea ușor, vedeți cât de proasă sunt eu la obiuri, adică nu știu deloc să fac obiul Pentru că ăsta e prea ușor și vedeți că eu tot cad. Așa că nu cred că o să fac foarte multe uh, filmulețe pe YouTube cu obiuri. Pentru că eu nu mă pricep și nu mă voi pricepe niciodată la obiuri. Vedeți că și la ceva super simplu cad și vă spun, e super simplu, vă rog să-l încercați. Eu, 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 eu. A, fi dar să fie. Eu sunt foarte, da, neexperimentată, nu știu să fac obi. Hai să mergem pe partea cealaltă, poate avem mai mult noroc aici. Wow, chiar am avut mai mult noroc pe partea cealaltă. Așa că obiul ăsta e super simplu, vreau să spun. Doar că nu vreau să credeți că nu e super simplu, pentru că chiar este. Doar eu nu mă pricep la orice fel de obi. Să nu credeți că ăsta este greu. Cred că vedeți cât de simplu este. Uite, de obicei pe pătratele astea... Oh! Ce s-a întâmplat? De obicei pătratele alea nu făceau nimica. Stai, că nu, nu înțeleg ce s-a întâmplat. A, ah, tot cad. Oh, și că am căzut de aici, de la început, vedeți? <laughs> Sunt la început. <laughs> ce tare. Um... A, ah, dar de ce nu pot să sar pe ele? Bine, vă promit că data viitoare nu mai cad din prima. Acum stați. Duc! Wow, e foarte ciudat. Wow, ce a fost asta? A fost foarte ciudat. Am mers foarte repede. Și super ciudat. Nu, nu înțeleg ce a fost asta. Ia uite, săgeata asta despre capul meu mi-arată că stage următor acolo. Uh, nu știu, este ciudat să merg pe linia asta. Este cam greu. Dar am reușit. Acum să mă urc pe chestia asta verde. Wow, am ajuns sus. Ce de ce ușor a fost stage-ul nu știu, a fost mult prea ușor. Ce am, am căzut? De ce, de ce, de ce? A, ah, nu trebuie să ating pereții, am înțeles. Dar eu nu pot să văd. Stai, o să mă, mă apropii mai mult de personajul meu. Ah. A, na, 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 na. Oh, în oh, Doamne, a fost greu. A, a, de ce tot cad? De uitați-mă cum ca se vede. Wow, wow. Arată fain când cazi. Nu știu dacă v-ați jucat pe Peggy. nu pot să vorbesc pentru că tot cad. Uitați-vă ce fain arăt când cad. Um. Ok. a! u, Ah! Uh. ah. Wow, yeah. oh. <sus> Trebuie să sar pe chestiile astea fără să ating deloc nici măcar partea roza lor. E, yeah, a fost ciudat, sincer. Uite, asta seamănă cu obiul acela de la Daycare și toate poveștile alea, mai știți? Dacă v-ați jucat vreodată pe poveste cu făcute Daycare, Vacation, Reading Hood sau na, um, yeah. poveștile astea sau Hike, da, Hike. Au alea, uite cum am vărt, wow, eu uitați-vă cum am vârtit, ați văzut, ați văzut, oh my gosh, a fost wow, what the mm. înțelegeți? adică cum am putut să mă vârt așa înțelegeți? Um, ciudat chestia asta cu săgețile m-a făcut să cred că o să măr mai repede sau așa ceva dar nu, sunt doar săgeți care ți arată să mergi în față adică ce mi arată săgeata mea Aia mi arată și săgețele. Wow! Trebuie să merg pe deștea. Și să nu ating partea mof, se pare. Uh, gen e destul de simplu. O să merg pe cercuri. Chiar dacă e... Oh, e mai greu pe cercuri. Bine, o să rămân pe calea pătratelor pentru că e mai ușoară. Eu aleg mereu drumul mai lung, dar mai ușor la obiuri dacă am puterea asta de alege. În sfârșit. Ok. Acum sar pe niște bile. Zici că e gumă de mestecat? Dacă ați mâncat vreodată gumă de mestecat care arată în formă, în forma bilelor. Trebuie să sar pe aceste stele. Am reușit. Aici trebuie numai să merg pe pătrate. Ok. Uh, trebuie să aleg o parte. A, cred că trebuie să merg doar pe partea asta care nu are colorată. Pe care nu este colorată. Și a fost bine. Nu știu dacă pe cea colorată îmi făcea ceva, practic, dar. na, Acum nu mai miră nimic la obiul asta. Adică, îmi vine să cred că nici la chestiile astea nici nu pot muri deloc. Știți că e prea ușor. Bine, cred că trebuie să sar pe ăstea, nu e așa? Da, e aici. cred că obiul ăsta se bazează pe forme, adică, uitați, sunt tot felul de forme și de liniuțe. Ia uite, asta este cu semne de matematică, ce tare! Aici sunt niște cercuri, uite ce frumoase sunt cercurile astea. Bine, o să merg... Aaaa! A, îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău. Bine, ce vreau să vă spun? Uite, dacă v-ați jucat cu Piggy, că tot am ținut-o cu Piggy de-a lungul videoclipului și tot nu v-am spus ce vreau să spun. Știu că alții deja au făcut pe acel, pe acel capitol și filmuleți pe YouTube și așa, dar chestia este că mie mi se pare foarte ciudat ultimul capitol, cel în care îți arată o o amintire de a lui Piggy, practic. Oh mai god, ce aproape am fost! Îți arăt o amintire de a lui Piggy, practic. Amintirea ei, sau a fratelui ei, în casa din primul capitol. Ah, am căzut intenționat. În fine. Uh, în casa din primul capitol, știți casa aia din care trebuia să ieșiți în primul, primul capitol, primul capitol din joc, uh, pe casa aia, casa aceea este la fel în noul capitol, Piggy, doar că are un fel de perez de piatră, niște cuști așa, dar este foarte, foarte asemănătoare, deci foarte. Zici că e aceeași, înțelegeți, e foarte asemănătoare. Avele Dar că chestia care m-a speriat cel mai tare, care m-a făcut așa, este că tu, practic este ești George, fratele mai mic al lui Piggy. Eram să zic sora mai mică. Nu, dar acolo ești băiat, chiar dacă ești fată în viața reale. Nu mai ești tu, știi? Nu mai ești tu cea care ești în normal. Oh, trebuia să merg pe verde. Wow, uitați-vă cum am vârt. Wow, ați văzut? Oh my gosh. Cred că acum mă trebuie să merg. Ah, nu, cred că tot verdele trebuia să aleg. Mm, bine. Albastru. Ah! Bine, verdele domină tot. E gândită, e gândită bine asta, pentru că normal la celelalte obi când este de ales, alegi prima dată o culoare și normal... Și după aia, evident, cu alegi pe cealaltă pe care n-ai ales-o înainte. Dar la acest obi este diferit, te pune în dificultate, pentru că obiul ăsta e atât de ușor, ușor și ușor, încât Oh, aici trebuie să sar peste ele. Am crezut că trebuie să sar pe ele. Uh, încât uh, te face să crezi că e mai greu, știi? E mai greu de atât, știi? Nu poți să spui. E atâta de ușor. Nu poți. N-ai cum. Zici, n-ai cum să fie un abia așa ușor. Și atunci te gândești la ceva mai greu din instinct, dar el e prea ușor. Merg pe palme e vară la soare, la mare. Aoleo! Oh my gosh! Uitați-vă la capul meu! <laughs> Ați văzut faza asta! Mm. Uh -huh. uh, da, și revenim la Piggy tu ești George și la început îți spune ceva de genul că el se trezește, George, se trezește în pat, da? Și întreabă treabă ceva de Penny, unde a plecat Penny, dacă s-a trezit. Și Penny e de fapt Piggy, vroiam să vă spun. Că... Oh my gosh, vă văzut, uite, uitați-vă cum se învârte asta, ce ciudat este. Dar e foarte ușor, de fapt. Um Penny este Piggy. Uh, este asemănător numele peni cu Piggy. În fine, și el își caută sora mai mare Penny. Iar apoi, uh, Tu trebuie să ieși din acea casă, din casa din primul primul capitol. Doar că chestia este că casa e puțin diferită, v-am spus, foarte diferită. E aceeași casă, dar e cam foarte diferită, gen foarte, foarte diferită. Și după aceea e ciudat că tu ești George. Da, v-am mai spus că e ciudat chestia asta. Um, uh, și... Uitați-mă, sunt într-o pădure și sar pe copaci. Zici că sunt Deci, Deși nu sar pe copaci, dar totuși... Wow! Uh! Um, da, uh, pe păi chestia este Că la sfârșit când ieși Ieși Din acea casă, dacă reușești să ieși uh, Îți apare acolo Că George și, -și afară Adică tu, pentru că tu ești George Tu și ceilalți Doar că, da, dacă tu ai ieșit Te arată pe tine, George uh, Și chestia este că uh, Îți arată pe tine Te arată pe tine Uh, și te arată pe George că a găsit-o pe Penny. Și zice ceva de genul, sora lui mare nu știu ce, și ea se duce în uh, uh, umbră. Ea merge ușor și se duce în umbră. Arată fix ca Piggy. Ști, doar că știți că Piggy are ochii roșii, pe păi ea nu i-a avea atunci. Dar nici nu i se vedea față, dar cred eu că nu i avea roșii. Ah, cred că i avea ca George. Uh, și chestia e că Piggy, Penny, Penny, că încă nu e Piggy, s-a dus cumva, s-a ascuns în umbră, știți? Știți? S-a dus, dus, în umbră. Uh, iar după aceea, după ce ea s-a dus în umbră, ia uite ce ușor asta, trebuie doar să merg pe scări. Uh, iar atunci când ea s-a dus în umbră, el a căzut în genunchi și a, a, început să îi se facă ochii roșii și lui. Uh, și ceva, a zis ceva de genul, nu, nu și el, sau ceva, nu, nu, acum, nu, nu, mai știu ce a zis. Dar ceva de genul acesta uh, și după aceea s-a trezit într-un pat, nu știu unde. Era pe un pat, într-o cameră, parcă cameră de spital sau nici nu știu. Dar și doar atât a fost chestia. Vreau să vă spun că știți că în primul, în primul capitol vă zice să-l căutați pe George, că acela este ultimul loc în care a fost văzut George. Deci trebuie să-l căutați pe George, practic, în toată povestea cu Piggy, Eu cred că așa este, nu zic că e adevărat sau, dar eu așa m-am presimțirea că trebuie să-l cauți pe George în toată povestea asta cu Piggy uh, și George este într-un fel de pat adică eu cred că îl găsești uh, eu cred că îl găsești în, în spital dacă te uiți la spital uh, scuze, nu știu, nu știu unde îl găsești pe George, cred că o să se mai facă un, uh, un capitol nou uh, cu uh, Piggy Oh my gosh, uitați-vă, iar m-am vârf uitați-vă. Oh, ați văzut? Îmi place când mă vârf pentru că arată super ciudat. Bine, o să fiu... Da. O să fiu mai atent. Ah, dar de ce tot cad? Ok. Tum. Așa. Pum. Oh my gosh, vine una de pe mine. Wow. Bum, am ajuns în sfârșit. Bine, eu mă uit la asta. Ah, deci este verde. Oh my gosh, asta se uite la mine. Eu vreau să mă uit la asta. Ah, nu, nu e roșu. Nu e roșu. Să vedem. Ce culoare e? Albastru, da. Golben, eu uite, eu m-am luat după asta și am câștigat și eu n-am murit deloc. Vă spătuiesc vă spătuiesc, să faceți și voi așa. Serios, e super, super tare și foarte eficient. A, oh, Scuzați-mă, iarăși am căzut. Din nou am căzut ca și de obicei. A, um... Ah, de deci ce tot chiar nu înțeleg? Uitați-vă ce fain cadă. Uh, uh, nu zic că e fain cum cad eu, dar bine, exact asta zic. Dar totuși mi se pare fain cum țin așa mai sus. Scuze pentru chestia asta care vă arată acolo sus, este de pe aplicația like. Uh, doamne, de ce am acum de nu pot să trec de stage-ul ăsta? Mi se pare ușor. Hai de stage-ule, ușor. Așa că bilele astea sunt foarte nervante. Ok. Pac, pac, pac. Și asta mi se pare foarte ciudat la piggy. Vă, nu vi se pare, nu vi se pare deloc. Mi se pare prea ciudat. Oh, my gosh! Am ajuns la nivelul 200! Wow! Wow, 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 wow! Da, da! Fata de ce nu poate să plece de aici? Uh, nu știu ce a scris acolo, dar n-am. Am ajuns ani la stage 200. Wow, și-am căzut la stage 200. Wow, uitați-vă ce fain cade. De fapt, de ce tot stă acolo? Nu înțeleg. Ui, cum cad și am făcut tot traselul ăsta cu voi, vă dați seama! De ce fata asta nu vrea să plece? Vreau și eu să fac o captură de ecran, nu știu, cu nivelul 200. Ah, acum a plecat, da, -da. Ok, um. Hai, pleacă-o, fată, că nu vreau. Așa. scuzați-mă, dar nu-mi vine să cred că am ajuns la nivel 200. 200? Adică tăi genul nivelul. Wow! Uhu! Așa a arătat și când am ajuns la 100. Dar, în fine, o să merg cu voi până la... până la... 220, cum am mers și în celălalt filmuleț. Adică, da, până la 100 și apoi 20 încă. Oh my gosh, ce aproape era. Wow, mai știți astea? Ia uite, parcurg drumul iarăși. Parcurg drumul iarăși. Wow, n-a fost bine. Dar n Mai știți astia? De deci ce am mers pe ele? Oh my gosh, am găzdubele, pe ele. Nu vi se pare ciudat că nu muriți și puteți să faceți iar traseuri de la capăt dacă nu măriți deloc? Adică, wow! Nu mi se pare asta, wow, wow, wow. Ah! Tot cu chestii de asta mă enervează patratelele astea din mijloc care te omoară. Gata, am ajuns aici. Uita, Uitați-vă iarăși, aici iarăși e foarte ușor, trebuie doar să mergi pe ele, adică da, nu, nu trebuie să faci nimic. Și pe astea la fel de ușor este. Uop. Așa, merg pe drumul ăsta, trebuie să merg pe drum fără să ating margine. Să știți că pare ușor, dar nu este chiar așa de ușor. Da, da! Bine, chestia asta e o de aia transparentă, dacă o vedeți, e foarte ciudată, este foarte transparentă. Uitați, zici că merg în aer, dar se vede puțin chestia aia albă. Uh, wow! Merg pe niște flori, sunt regina florilor, sunt regina florilor. Oh my gosh, ce era să cadă atât de aproape de final. Da, obiul ăsta chiar că este mai mult bazat pe forme geometrice. Wow am căzut prin cerc! Că ați văzut? Și-am ajuns aici. Mai știți când am făcut în celălalt filmuleț stage-ul ăsta? Și mai știți stage-ul ăsta? Cum am mers așa pe chestiile astea? Mai știți? <laughs> Amintiri și cad frumos. Ați văzut cum am căzut? Am căzut fain. I -i -i -i. Ia uite, nu e nu asta fata aia? Dar serios, acum nu mai pot să fac ecranul mic, serios, acum... ah, îmi pare rău, mi s-a păsat piciorul. A, uite de aici, A, așa, perfect. A, cred că trebuie să merg și să nu ating cercul ăla din mijloc, pentru că cad, par și simplu, prin el. Oh my gosh! A, așa, sunt cam enervante obiurile nu vi se pare? Bine, știu că m-ați întrebat de ce mă joc pe obiuri dacă sunt enervante și eu am răspunsul. mă joc pentru voi, ca să vă arăt un, cel mai simplu obi și ca să le arăt celor care nu sunt, cum să spun eu. A, eu trebuie să calc doar pe ăștia din afară, am înțeles. Ca să vă arăt celor care sunt la început, practic, că există obiul ăsta da prea ușor. De ce am făcut? Trebuie să sar numai pe mijloc sau ce? Oh, cred că da, pentru că am atins peretele și a fost bine. Așa. Așa sunt niște ventuse sau ce doamne sunt Ia, poți să cad prin ele, mă risc? Bine, mă risc inele. Ah, oh. da, găzu. am căzut pe lângă ele. Cred că sunt niște probete. E probete cu ventuză deasupra, așa mi se par mie că sunt ăștia Boing boing. Ah, dar tot cad între ele. Bine, de data asta o să fiu mai atentă. E probete, e probete. Ah. Scuzați-mă din nou, dar chiar nu pot să trec de aceste probete. Bine, de data asta trebuie să trec. Dacă am zis că trec, trec e probetelor. Ah, trecut. Bine, gata. De data asta trebuie neapărat. Sunt foarte atentă. Așa cum am făcut la primele mele obiuri de pe povești pe daycare și pe vacation, așa am făcut, foarte atentă, pentru că eu atunci, pe atunci, nu știam deloc să mă joc pe obi Wow, ia uite, deci zici că sunt răzătoare de alea, ră, rozătare, rozătoare răzătoare, nu mai știu nici cum se spune, de cașcavel. <laughs> wow, ia uitați-vă cât am parcurs, uitați-vă în jos, dacă se poate vedea, wow, uitați-vă acolo, vezi? Voi vedeți, voi vedeți cât am parcurs eu? <laughs> Eu te vede foarte tare. Hai deodată. Cred că trebuie să fac personajul mai mic. Ok, acum mai mare. Ok, bang! o, oh, prea mare. Mm, bang. bang! Bang, bang, bang! Tang! Doamne, de ce de tot cad în acea apă mov. A, dar de ce dat cade în aia? Mă nerviază! Trebuie să merg până la sfârșitul rozătorilor. Ia stați! A, eu eram... Nu! No! Eu eram la stele! Trebuie doar să mă uit la săgeată! Yeah, mă, ce tare a fost asta! Oh my god, am mers de pe asta, pe aia! Ce tare a fost asta, Doamne, ce tare a fost asta, am mers la stage nepotrivit. Wow, dar câte stele mai sunt, că tot văd în sus, vedeți? Ia să vedem câte stele mai sunt. A, asta e ultima, ok. <laughs> Credeam că sunt mai, sunt multe. Bam! Ia uite ce grupulețe, grupulețe așa de boline. Zic că sunt așa grupulețe de prieteni, cum facem noi la școală, practic. Adică așa ne zice doamna că facem noi grupulețe, grupulețe și ne jucăm în colectiv, înțelegeți? Da, da, da. ia uite și niște buline mari, așa sunt învățătorii de la școală. Noi am fost grupulețele la mici și acum sunt bulinele astea mari care ne dau ordine. Scuze, nu... Ei, uite, stage 200. A, Acum cade în jos. Bine, trebuie să trec de profesori. Gândiți-vă că eu acum sunt între un calificativ de uh, bine și suficient. Și eu sper să iau bine, dar fac atât de bine cât iau fede. Nu era să mă leau, dar nu am niciun B în carnet încă. Dar sunt în clasa 3, așa că mai am timp să iau B-uri. Adică nu, nu am timp. Oh my god, și uite, m-am pus pe astea. Ia, poți să sar? Nu, no, nu pot să sar. Trebuia să stau acolo sus Adică nu o să mai fie B-uri, o să fie note. Nu o să mai fie B-uri. Dacă cineva este în clasă mai mare de a treia și știu că foarte mulți sunt uh, și se uită la mine acum, vreau să vă întreb cum, uh, cum este acolo, adică luați B-uri, luați b luați, adică știu că luați note stai, adică știu că luați note. Uh, dar cum este fără o învățătoare, adică cu una la fiecare materie, mi se pare ciudat. vino o să văd eu. Mm. Mm zis că astea sunt fiere de călcat, nu vi se pare? Adică eu așa le interpretre, interpretez. Uuu, ce ușoară a fost asta? Acum trebuie să sar pe chestiile astea. E fain că poți să te agă de ele, adică eu... Oh. <l> da, oricum te a poți de ele, chiar dacă eu acum am căzut. Ah! Wow, ce tare a fost asta. Ah, trebuie pe astea. Tam, tam, Tam tam tom 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 tam, 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 tam. Flori. Oh, trebuie să merg pe lângă flori. Eu am crezut că trebuie să sar pe flori, dar trebuie să merg fix pe lângă flori. Tada! U, uh, acum trebuie să sar peste. Oh, e greu. Da. Bine, merg până la capăt. Prea până la capăt. Merg aici și merg aici și merg aici. Pff, <laughs> ai, 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 nu ar trebui să mă distrez, dar eu așa sunt. Distrat acum, pentru că tot mor. Am câștigat! Oh my gosh, tare! Uh, cum, doamne, să ajung eu acolo? A, ah, uite v-am zis eu că vă puteți agăța de chestiile Tam, 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 tom, dum, 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 dum. Bine, să vedem ce avem aici. Trebuie să alegem o stea. Păi eu aleg movul, culoarea mea preferată dintre aceste trei. Bine, și aici tot movul îl aleg. Oh. Deci prima este mov, apoi hai să alegem a doua culoare preferată, albastru. A -a. Bine, trebuie să aleg... Uh, mov. Verde, acum, quer que é albastro, sofia albastro? Ah. Move, verde, albastro, Iar, já deixamos esse albastro, move, verde, move, move, verde, verde. Deci, mov. Verde. Verde. Ups. Deci, mov, verde, verde. Mov. Verde. Verde. Și gata. Oh my gosh, am dus până la stage 230. Am zis, și am zis că o să vă duc doar până la 220. Ok v-am ținut puțin mai mult decât la celălalt videoclip. Mulțumesc pentru că ați vizionat și o să vă promit că o să fac atâtea părți acestui obi până o să-l termin. Ne vedem și data viitoare într-un alt videoclip pe canalul meu de YouTube. Nu uitați să dați like, follow și să mă urmăriți în continuare să fiți abonatul meu. Dacă v-a plăcut acest videoclip, la revedere, ne vedem data viitoare.